Iată, doamnelor și domnilor, nouă informații de breaking news. Ploile continuă și fac ravagii. Pasaj inundat în capitală după ploaia torențială din ultimele ore. Revenim la colega mea, Raluca Mândoiu. Te ascultăm, Raluca. Bun găsit! Bun găsit! În acest moment este blocat traficul rutier pe șoseaua București-Târgoviște pentru că exact înainte de intrarea în localitatea Mogoșoaia s-a inundat pasajul. Apa ajunge și la un metru adâncime. În acest moment pompierii intervin cu motopompe și încearcă să scoată apa. Toți conducătorii auto sunt opriți pe șoseaua de centură, sunt redirecționați pe alte rute, iar cei care veneau din partea de nord, din Crevedia, Buftea și Mogoșoaia, sunt la rândul lor redirecționați pe drumul național 1. Așadar, sunt multe intervenții în desfășurare la această oră. Probleme deosebite sunt și în nordul capitalei, în sectorul 1, pe șoseaua Sisești, acolo unde, de asemenea, apa a intrat în mai multe locuințe și totodată șoseaua este acoperită de apă, astfel că mulți conducători auto sunt nevoiți la rândul lor să se întoarcă din drum pentru a nu-și distruge mașinile. În multe zone, apa pur și simplu ajunge la nivelul ușilor autoturismelor. Cum vă spuneam, pompierii intervin în mai multe județe din țară, nu numai în București, iar meteorologii nu aduc vești bune. În perioada următoare va continua să plouă abundent, astfel că ne vom aștepta la incidente asemănătoare. Mulțumesc, Raluca, și vom reveni în jurnalul următoare cu imagini de la potopul din capitală, dar